Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Eu sunt Albert și astăzi o să pictăm o picturică super simplă pentru începători, un apus de soare, undeva așa pe un lac, adică o să pictăm un cer roșu, galben, portocaliu, o reflexie în apă tot la fel roșie, galben, portocalie, niște forme de relief și un copăcel eventual sau poate nu, depinde, și un soare. Cam asta este pentru astăzi. Voi picta folosind culori acrilice, voi folosi un carton pânzat de dimensiune 18x24 cm, am lipit un scotch de hârtie de jur împrejur ca să rămână la final o ramă albă, îmi place mie așa, este doar preferință proprie, și voi folosi apă ca să diluez vopseaua. Mai întâi facem fundalul ca de fiecare dată, dar înainte de orice altceva, în caz de nu ați făcut-o și vreți să-mi urmăriți postările, fiți sigur că v-ați abonat și că ați apăsat și clopoțelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou și de asemenea să apăsați butonașul de like dacă ce fac eu vă place și vreți să-mi arătați și mie lucrul ăsta. Eu mă bucur foarte mult când văd acolo susținerea voastră. Iar pentru cei care vor să mă susțină financiar pe mine și pe canalul meu și să mă ajute să postez și să-mi achiziționez materialele, o pot face devenind membri, aveți acolo lângă butonul de subscribe, un buton de alătură-te, dați click pe el acolo și YouTube-ul o să vă pună niște opțiuni la dispoziție. Așa. Începem întâi cu fundalul, cum am zis, o să facem un degrade de la un galben în partea centrală, ușor, ușor mergând spre un portocaliu, imediat la apropierea galbenului și apoi mai departe spre extremitatea de sus și de jos o să facem cu roșu, un portocaliu roșiatic. Cam asta este fundalul, vedeți că cam așa am făcut degradeul, îl lăsăm să se usuce și după ce s-a uscat, în mare parte definitiv, o să începem să facem silueta. Putem să grăbim uscarea dacă avem la îndemână un fön. Pur și simplu un fön va grăbi uscarea și vom putea lucra mai departe destul de repede. Dacă nu, trebuie să lăsăm 10 minute, ceva de genul ăsta. Oricum, ca să ne dăm seama când s-a uscat, când e udă, vopseaua e lucioasă și când s-a uscat devine mată culoarea, așa că ne dăm seama ușor. Iar apoi silueta o facem cu negru, o să creez niște munți, niște dealuri, niște forme de relief, cât mai neregulate, cât mai diferite, dintr-o culoare neagră o să umplu toată zona aceea și în partea de jos, în reflexie, o să facem mai tot cu negru, dar cu negru mai diluat cu apă, o să creăm așa o oarecare reflexie a munților și a reliefului în apă și pe lângă asta o să facem din dunguțe, folosind galben și alb, o să facem reflexia luminii soarelui pe valuri și la fel o să facem și reflexia soarelui. E o picturică foarte ușor de făcut, pur și simplu tot trebuie să faceți, să aveți culori acrilice, să aveți un suport de pictură, un carton punzat, un canvas sau o coală specială pentru acrilice, un pic de răbdare și dacă îmi urmăriți și pictați cu mine, pur și simplu îmi urmăriți fiecare pas și pictați împreună cu mine pas cu pas, la final nu ar să nu vă iasă și vouă o picturică de care să fiți mândri. Pentru că oricine poate picta, mai ales la nivelul acesta, este fix pentru oricine, indiferent de vârstă. Și e păcat, sincer să fiu, să ne... Multă lume se păcălește cu ideea că n-am talent sau cu vorba aceasta, nu există talent. Talentul poate e nevoie de el la un nivel super înalt sau nu știu unde. La picturile de genul ăsta nu e nevoie de talent, e pur și simplu o tehnică, niște materiale, un pic de răbdare și oricine o poate realiza. Așa că vă aștept pe Facebook să-mi trimiteți pozici cu lucrările voastre, ca întotdeauna. Mă bucur foarte mult când văd acolo că lucrați și când văd ce vă iese și mă bucur foarte mult când îmi mai scrieți și îmi spuneți cum ați prins curaj și cum ați încercat voi să pictați și cum v-ați dat seama că de fapt și de drept chiar puteți. Pentru că ăsta este adevărul, oricine poate picta. O să vă las cu tutorialul, urmăriți pas cu pas și dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, vă aștept în comentariile de mai jos să-mi scrieți și în măsura în care pot și ajung la comentariile voastre, le voi citi și vă voi și răspunde dacă e ceva de răspuns. Eu am fost Albert și vă urez în continuare vizionare plăcută, spor la pictat și o să ne auzim data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, pa, pa!